Salutare, dragi fermieri, și bine ați venit la un nou vlog de aici din fermă. Ei bine, după cum vedeți, a venit băiatul cu tractoarele, mi le-a adus aici. El s-a dus, bineînțeles, până la magazinul acela unde am fost și eu, bineînțeles, v-am arătat în alt vlog. Și s-a dus să-și cumpere ceva de acolo, dar mi-a zis să mă urc și să dau tractoarele jos după platformă, după trailer. Așa că hai să începem și să dăm prima oară case-ul jos. Cu BMW-ul am venit eu pe roți și vreau să vă spun că merge foarte tare, o să facem și un test drive imediat după ce pleacă băiatul. Hai să ne urcăm în tractoraș și mergem drept înainte. Bun, bun, bun. Acest tractor o să-l schimbăm cât de curând pentru că am înțeles că e în leasing. Eu ziceam că e cumpărat, dar mi-a trimis fostul proprietar, mi-a trimis actele și mi-a zis că este în leasing și pot să renunț la el, așa că o să renunțăm și o să îl schimbăm, bineînțeles. Hai să îl băgăm aici în spate, dăm așa frumos cu spatele, uităm și în față, nu dăm în ceva, dar nu avem în ce să dăm. Și hai să îl parcăm aici frumos. Dăm și în camere frumos. Ăla-i. Și hai să coborâm. Bun. Și hai să dăm și JCB-ul, bineînțeles, care este noul, noua jucărie a noastră. Da, să văd cum mă urc. O să mă urc așa. Mamă, ce fel este ridicat aici. Bun, cred că o să dăm doar în spate. Ușurel așa. Ușor. Hai să dăm și drumul la camerele de laterale, să ne uităm. Bun, 360. Bun, bun, bun. Bun, hai să dăm puțin. Frumos așa în spate. Să vedem unde o să-l ținem. Habar n-am, o să vedem, probabil o să-l ținem acolo în dreapta. Îl parcăm aici momentan. Lăsăm așa. Bun. Foarte frumos tractorul ăsta, ador. Tractorul îmi place foarte mult și mă bucur că l-am cumpărat. Cam asta e cu platforma. O să aștept să vină băiatul și revin. Acum observ că acest BMW are geamurile mai fumurii pe spate față de față, după cum vedeți. Pe față nu sunt fumurii, pe spate da, și cred că și trapa de sus cu tot cu panoramic este tot așa fumurie. Bun, așteptăm să vină băiatul, nu știu când o să vină, revenim după ce pleacă și o să vedem ce facem aici în fermă. Bun băieți, am pornit și eu acum GoPro-ul, a trecut o oră jumătate de când a plecat băiatul, am fost și eu și am mâncat, n-am mai filmat nimic. Am fost până în casă, am mâncat, am stat puțin acum, am ieșit din nou și ghiciți ce, m-a sunat băiatul Daniel de la firmă, de aici, de la showroom, și mi-a zis că băiatul care a venit și mi-a adus utilajele a întâmpinat o problemă, s-a stricat manul, nu știu ce are, și noi trebuie să mergem să luăm un alt camion de la el de acolo, de la firmă, și să mergem să urcăm manul pe trailer, după care îl ducem acolo și vedem ce o să-i facă. Așa că hai să ne urcăm în mașină și cu ocazia asta o să vedeți și voi cum merge acest BMW. Hai să vedem cum îl întoarcem aici, pentru că e cam îngustă situația. Bun, uităm și în spate frumos. Așa. Și hai să mergem. Da, nu știu de ce s-a stricat, pentru că e o mașină destul de nouă, nu știu ce probleme are, am înțeles că ba pornește, ba după aia se oprește, nu știu ce are, are ceva la pompa de injecție, habar n-am, o să vedem ce o să spună. Da, mașina asta merge destul de repede și o să îi dăm mai puțin așa pe aici, că na, suntem totuși în zonă de, na, pe aici mai circulă oameni, nu altă, dar nu prea văd
Aici avem un sens giratoriu. Nu prea văd oameni pe aici, nu prea iese lumea, mașini nu prea sunt pe drum, nu știu ce se întâmplă, chiar nu înțeleg. Dar asta este, ce să facem. Da, aici îi dăm așa un top speed ca băieții. Da, prinde foarte mult, deci... Aici ce că e drum cu două benzi, dar nu prea văd eu două benzi aici, dar hai să zicem. Bun, haideți că am ajuns la showroom. Semnalizăm aici, frumos. Vedem unde parcăm mașina mea. Uite aici mașina cu care o să mergem. Cred că băgăm aici mașina, frumos. Oprim. O lăsăm aici, o încuiem. Și hai să vedem aici. Mi-a zis să intru să îmi dea cheile și de la manși de la aia, că băiatul a fost luat de către ei de acolo și hai să intrăm și revenim după ce avem cheile. Da, băieți, am ieșit, acum mi-a dat cheile și de la man și de la Tatra. După cum vedeți, asta este mașina, este o Tatra 6x6, Euro 6, bineînțeles, de 509 cai are. Deci e foarte, foarte tare, vedeți ce pneuri mișto are. Da, e genială mașina asta, foarte faină, are și ăla deasupra cabinei, are, e făcută în mare parte pentru forestry, e na, de umblat prin pădure, după cum vezi scrie și Tatra Fionix, este ultimul model, cam așa arată înăuntru, frumoasă, place foarte mult și avem și tableta asta aici, așa, hai să plecăm. Din câte am înțeles, știu unde trebuie să merg. Trebuie să facem pe aici dreapta. Am învățat și eu ceva pe aici, pentru că nu e mare orașul ăsta și chiar e ok, hai să ne uităm așa. Facem dreapta. Să vedem cum pornim mașina aia. Și dacă vă întrebați cum merg eu cu asta, ei bine, am și eu și C-ul, am și E-ul. Da, băieți, oprise GoPro, nu știu ce a avut. Și da, vă ziceam că da, am și eu și ceu, deci o să merg cu trailerul, deci nu este nicio problemă. Am toate gradele pe permis și am înțeles că tirul este undeva parcat pe stânga, cum mă duc eu acum, cum ar fi. Wow, mi-a plecat, da, mergem mai încet. Deci trebuie să facem aici dreapta. Foarte frumos tirul ăsta, îmi place foarte mult. Bine, nu este tir, este, se numește AgroTrac, dacă zic eu bine, acest model. Și văd că n-a mai apărut niciun model, ăsta e ultimul model. Și tot mă întreb dacă o să mai apară și alt model la Tatra, dar habar n-am, nu știu ce să zic. Dar noi trebuie să mergem înainte pe aici, pentru că în stânga aici e firma noastră. Deci n-a mers mult băiatul, a mers foarte puțin și s-a stricat când a ajuns mai încolo. Aici trebuie să facem dreapta. Da, hai să ne uităm puțin. Da, deci... Da, deci facem dreapta. Este fix acolo lângă Drake's Bio, după cum vedeți, pe hartă, deci pe GPS. Hai să dăm aici dreapta. Să vedem care e situația cu... tirul, deci băiatul a plecat de aici, n-a mai stat pentru că na, l-au trimis băieții în altă cursă. Am înțeles că a fost în cursă înainte să-mi aducă tractoarele și hai să parcăm puțin aici. Lăsăm aici pe dreapta frumos. Așa. Bun. Hai să ne urcăm în ea, să vedem ce poate, dacă merge, dacă nu merge. Hai că a pornit. A pornit, da? Hai să decuplăm noi trailerul. Să coborăm puțin să vedem, să desfacem de aici cablurile, tot ce trebuie. Bun. Și acum ne urcăm. Îl dăm în față.
îl oprim, coborâm. Dar nu încape Tatra aici. Hai să-l mai pornim o dată. Văd că pornește, sperăm să nu se oprească acum cât suntem noi aici. Dar noi o să o parcăm aici pe câmpul ăsta, sper să nu deranjăm. Nu durează mult. Bun, hai să coborăm repede. Dar nu deranjăm că nu prea e lume pe aici. Bun, hai să dăm drumul la cameră să nu uităm. Bun. Hai să cuplăm aici tot. Frumos. Bun. Ne urcăm înapoi. Pornim, dăm drumul la în spate la platformă. Oprim mașina. Hai să ne asigurăm. Da, nu vine nimeni. Dar nici nu e nimeni pe aici, după cum vine, nu știu unde e lumea, cred că e la muncă, dar da. Hai să dăm înapoi, văd că merge. Sperăm să nu se oprească. Dăm așa frumos înapoi. Stați că s-a oprit. Hai, pornește. Te rog eu. Hai că a luat-o. Bine. Hai să ne urcăm rapid cu ea, că e jale. Ne uităm în camere, că dacă nu aveam sistemul ăsta de camere 360, nu făcea nimic. Urcăm. A ajuns să stea pe trailer. Ea cară trailerul, dar acum nu mai cară. Este ea cărată. Hai să o urcăm aici mai sus. Așa. Cam așa. O oprim. Bun. Hai să ne urcăm. Coborăm din nou să ne uităm dacă se ridică aia. Da, deci este tot automat aici. V-am zis. Bun, gata. Hai să o ducem înapoi. Legăm aici chingile. Frumos. Da, eu mă fac de toate, băieți, aici în zonă. M-am prietenit cu... Bun, gata, hai că s-a pornit. Hai să mergem. Și m-am prietenit cu Daniel acolo și uite că acum îl și ajut dacă tot. Deci da, după cum vă ziceam, a fost în cursă tirul acesta man, înainte să-mi aducă mie tirurile, astea tirurile, auziți, să-mi aducă tractoarele și a avut o cursă destul de lungă și probabil, nu știu, s-a întâmplat ceva cu ea, după care a venit la mine să-mi aducă tractoarele imediat. Acum băiatul, am înțeles că a plecat acasă pentru că are o zi liberă acum, că tot a fost în cursa aia, să ne încadrăm aici. Și nu mai lucrează, așa că a plecat. A venit și l-a luat Daniel și a plecat direct acasă. Da, asta este. Ajutăm și noi cum putem. Deci nu e nicio problemă. Hai să vedem aici. Să vedem cum ne încadrăm. Deschidem iar camerele. Ne uităm aici la gardul ăsta. Frumos, așa, tot ce trebuie. Bun. E îngust rău podul ăsta. Și da, asta este situația. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta. O să mergem să-l ducem și încheiem vlogul. Am și răgușit puțin, îmi cer scuze, dar o să mai venim cu alte vloguri din fermă. Mă scuzați. Și... Da, nu știu de ce am răgușit, probabil, da, nu știu care este problema. Și, da, cam ăsta a fost vlogul. Mergem aici încet așa. Sperăm să putem trece aici peste calea asta, că m-am închinuit puțin să trec, pentru că era cam jos trailerul și atingea de calea ferată, dar am reușit în cele din urmă. Măcar atât. Și da. Nu vine nimeni. Haideți că am ajuns aproape și da, ăsta a fost vlogul cu incidentul acesta, incidentul.
Sper că v-a plăcut vlogul și mai vreți în continuare. Vlogurile următoare o să fie destul de faine, o să vedeți. O să schimbăm și tractorul, o să-l aducem aici la leasing și o să renunțăm la el. O să-l schimbăm și o să vedeți voi că o să facem chestii faine de acum prin fermă. Așa că nu uitați acolo de like, abonați-vă, dați și un share, m-ar ajuta foarte mult. Și o să parcăm aici și să ocupă băieții de el, pentru că na, mai avem nevoie de un oprim aici. Coborăm, încuiem mașina și cam asta este situația. Bun, băieți, nu vă mai rețin, să aveți o zi cât mai faină, mult succes cu fermele voastre, eu o să-mi iau mașina și o să plec către casă, închid aici, facem aici outro-ul și da, să aveți o zi sau o seară bună în continuare și v-am salutat și numai bine, pa, pa!